clădirea aceasta a fost pe timpul lui Ceaușescu, pe timpul Răposatului, a fost cooperativă, birouri de cooperativă Dobrogean. După care era o clădire lăsată în paragină, li s-a reparat cât s-a putut și au venit cei de la jandarmerie. Li s-a dat de la primărie clădirea aceasta pentru jandarmerie. În timp, clădirea s-a deteriorat și condiția a fost ajutați-ne, dați-ne o altă locație, că aici nu se mai poate sta, că altfel plecăm. Și vă dați seama, noi avem o colaborare bună cu jandarmeria și domnul primar a făcut tot ce este posibil. Le-am făcut altă locație în curtea liceului, la fosta cantina, o locație frumoasă. Le-am făcut birouri și exact cum ne-au cerut. I-am mutat provizoriu, după care primăria, domnul primar, a promis că clădirea asta o va reabilita. Se gândește chiar la niște fonduri europene pentru a reabilita clădirea asta și îi vom muta înapoi. E ceva de durată. Da, eu cred că un an de zile, un an jumate va dura până îi vom muta înapoi pe jandar. Sunt necesare lucrări de amploare? Da, eu am intrat în clădire, podelele, totul este insalubru. Da, trebuie făcut o expertiză, văzut ce lucrări trebuie făcute, în funcție de asta se vor face lucrări, ca să o facem pentru totdeauna, să nu facem tot așa un provizorat.